Astăzi vă vom arăta cum ciubelim un fazan. În primul rând, acum depinde cum doriți, ori să îl puneți în apă fiartă paragaz, ori dacă nu, turnați apă fiartă peste el și îl țineți acolo câteva minute. O să vă arătăm. Acum el este în apă, trebuie împins să stea acolo cât mai bine ca să se curețe cât mai ușor. Așa. Asta este. Deci nu prea mult, că el are pielea foarte fragedă și foarte așa și e păcat ca să o rupeți în timp ce trageți fulgii. Să încercați să-l țineți cât mai bine acolo, din cauza că să se poată curăța foarte ușor. Nu trebuie să-l țineți prea mult, v-am zis, cam în jur de un minut și sau chiar mai puțin. Acum depinde cum credeți dumneavoastră, încercați să scoateți din coadă, să vedeți cum iese, dacă este ușor, dacă nu, îl mai țineți un pic. Acum încercați să vedeți dacă iese coada ușor. Ia vedeți. Deci înseamnă că încă nu. Ia uitați. Foarte ușor. Deci nu e greutate, așa că puteți să-l mai țineți un pic, că deci nu e nicio problemă, dar să nu fie chiar prea mult, că e păcat de piele că se rupe foarte repede. E mai moale decât cea a puiului. Acum îl ridicați ușor și îl mutați unde începeți să-l curățați. Vedeți destul de bine, deci cam asta este momentan. Și vom începe curățarea pe ghiuvetă. Se începe de obicei cu coada, cel mai bine, că ți-e cel mai ușor. Cel mai bine pe ghiuvetă, că aruncați totul în ghiuvetă. Vedeți, foarte ușor, deja a rămas fără coadă. Începeți și cu aripile. Vedeți, foarte, foarte ușor. Cam arde și e foarte, dar merge ușor. Așa că nu vă... Mai revin un pic. Așa că vedeți, ușor, ușor, ia uitați. Deci aproape săracul începe să chelească. Nu v-am spus că l-am curățat de mațe, de tot ce a avut înăuntru, l-am curățat mai înainte. Acum, deci doar penele și fulgi. Am început să luăm, ia uitați ce ușor, ușor se vede cărnița, pielea fazanului. Vedeți? Merge foarte ușor. Foarte ușor, foarte ușor se trage. Mai luăm o pauză și revin. E, ce mai ziceți acum? S-a cam dezbrăcat definitiv fazanul. Și cam asta e treaba. A fost curățat bine, acum
După ce terminați aici, îl purliți să fie curat și după aia faceți ce doriți cu el. Noi ne-am propus să facem o supică și friptură la cuptor. Cam așa e toată treaba, așa ca să nu credeți că e greu. Eu l-am curățat înainte, înăuntru, deci el nu mai are nimic înăuntru. Așa că nu mai trebuie curățat înăuntru. Asta va trebui doar pârlit și porționat pentru ce aveți nevoie. Vedeți, aveți grijă că trebuie să scoateți și gârlejul, trebuie tăiat aici un pic și scoateți gârlejul. Așa. Capul noi îl aruncăm de obicei. Acum tăiate picioarele de unde sunt vinete, trebuie tăiate de la așa, de aici. Vedeți? Asta este. Și cam asta e treaba. Așa că e foarte ușor. Asta e. V-am pupat și rămâne pe